Bună, în clipul de față explic cum se folosește generatorul de meta titles, meta taguri, meta description și verificatorul de bază. Deci aveți aici două fișiere și întrebarea e cum le folosiți. Ok, primul lucru pe care îl faceți este să-l descărcați. După ce îl descărcați, când îl deschideți în Excel, vă întreabă, ești sigur că vreți deschis? În principiu ar trebui să poți da, da, fără să ai probleme. Cel puțin eu nu am avut nicio problemă, mă rog. Ok. Primul, generatorul de titluri meta, nu știu ce. Aici aveți niște exemple și hai să continuăm, să mergem pe linia de mai departe. Deci să zicem că intrăm pe eMag și deschidem niște laptopuri, niște produse. Deschidem 5 laptopuri de la ei din site și vrem să le facem rapid titluri meta descrieri H, da? Zicem că nu le-ar avea. Ok, primul lucru, copiem link-ul pentru fiecare din cele din link-uri. Eu aveam scroll lock apăsat, acum am dezactivat, am apăsat dată pe scroll lock și mi-a funcționat. Și copiez link-urile și le pun aici. Bun. Aici dacă aveți de făcut un comentariu, vreți să ziceți ceva, vreți, puteți ignora. Prefix. Aici dacă vreți să puneți titlul înaintea, nu, să puneți brand name înaintea titlului. De genul, poate eu sunt eMag atât de mare, încât pun eMag înaintea titlului. Și să zicem că după aceea puneau și titlul. Hai să le luăm în ordine. Acesta ar fi titlul. Dau cu F2 ca să nu prea și formatarea. Bineînțeles, poate să aibă alt titlu. Nu, am dat prea lung, e mult prea mare și evident o să-mi dea ceva erori. Hai să punem numai până aici. Aici nu-i place că am dat cut and paste. Hai să copiez formula. Hai să copiez formula. Hai să copiez formula. Am făcut bine. Trebuie să... Ok, deci nu dați cut and paste pentru că se strică formulele. Acum o să merg. Bun. Hai să pun aici niște spații ca să nu mă încurce și să pot să văd mai bine. Ok. Sunt la titlul numărul 3. Copiez. Bineînțeles, titlul poate să aibă și altă lungime, dar aici mă grăbesc. Ar trebui să citiți întâi de toate cum se fac titlurile și în articol, în prezent nu există link-ul, dar o să pun link către articolul meu meta title și articolul meu cu meta description și articolul meu cu HN tags. Am un articol și ar trebui să le citiți pe acestea să știți cum se fac. Deci, acum că aveți titlurile, puteți să puneți, deci aici am pus doar titlul produsului și utilitarul mă ajută în următoarele locuri. Odată mă ajută să pun sufixul rapid sau prefixul rapid. De exemplu, pot să pun, dacă aici pun emag.ro, da, ar fi fost frumos să, o să updatez plugin-ul când pun aici să se preia automat, dar nu e ok. Da. Deci aici îl puneți odată și dați copy-paste până jos. Eu pot să pun formula dacă doresc, pot să pun formula egal F3 și să pun dolar și să fac așa, da? Și a preluat ca să, dacă acum dacă scriu aici altceva, îmi schimbă toate metatitlurile. E foarte ok varianta asta, numai că uneori va trebui să schimb. Și vreau să editez și nu pot să editez, știi? De exemplu, dacă aș avea două puncte, eMag internațional. E, să zicem că era ăsta, da? Să zicem că ăsta era titlul. E, eu acum dau F2 și las doar eMag. Sau scriu eMag.ro, sau scriu eMag.com. Vedeți? E mult mai ușor. Dacă aveam o formulă, mi-ar fi apărut aici egal F$2. Și nu e în regulă, nu-mi place așa. Bun. Și atunci, aici am depus un sufix sau un prefix. Deci pot să pun la început, dacă am un brand foarte mare și titlul va arăta de forma asta și pur și simplu dau copy-paste și îmi pune titlurile peste tot. Sau, dacă vreau să-l pun la sfârșit, cum fac majoritatea, îl pun așa. Și utilitarul numără caracterele. Îmi zice câte caractere are titlul. Ok, mă ajută varianta asta.
dacă vreau să dau unui developer să-mi pună, să nu fac eu chestia asta, odată ce am făcut lucrul ăsta, eu pot să pur și simplu să dau copy-paste textului acestuia. Și ăsta e un text de trimis mai departe. Deci mi-arată URL, ăsta e URL-ul. Și pentru URL-ul ăsta ia titlul de mai jos. Foarte bine. Titlul pentru HN. Nu s-a stricat formula, cred. Nu. A, aici poate aș dori un alt HN. Mă rog. Aici, deci aici nu folosesc brand name-ul, aici ar trebui să fie ăsta. Dar ăsta nu e întotdeauna de aici. Deci, mi-e greu să explic. Titlul din meta title e un titlu scurt, trebuie să aibă sub 65 de caractere. Și atunci imediat. Deci acesta trebuie să fie cât mai scurt. Pe când titlul pentru HN poate să fie mai lung. De exemplu, pe site-ul eMag e foarte mare. Pe când meta titlu, hai să vedem. E ceva mai scurt. Nu, tocmai. Nu e deloc mai scurt. Teoretic, titlul de aici ar trebui să fie ceva mai scurt. Bun. Am generat titlurile rapid. Mai departe. HN. Aici n-am ce verifica, doar v-am arătat că în principiu ar trebui și ele stabilite și la ele nu contează lungimea. Oricât scriu aici, pot să scriu și 3 caractere și foarte multe. Nu va spune că lungimea e prea lungă. Pe când aici, dacă mă apuc și scriu niște chestii foarte mari, îmi va spune că e prea lung. Pe când dacă scriu aici, zice că e ok, nu există o lungime prea mică. Cred. Un caracter. Să zicem că există și lungime prea mică. Ok. Dar nu, în principiu nu contează de mult dacă e prea scurt un titlu. Dacă e relevant, da. Acum, pentru meta-descriere, mă întreabă care e brand name-ul și în cazul ăsta să dau undo ca să-mi pună titlul cum trebuie. El aici preia automat titlul din meta-title și îl folosește și la descriere. Dacă nu vă place, puteți să-l puneți altceva aici, el în principiu preia automat titlul de la meta-descriere. Ia un brand name, în cazul ăsta pune mag. O descriere. Cât mai scurtă. Hai să luăm de pe site. Deci luați un scurt text despre produs. Care scurt text nu există. E indicat, dacă citiți ghidul meu de meta descrieri, să faceți textele cât mai compelling. Aici poate să fie livrare gratuită. Garantăm preț minim, plătim de 10 ori diferența. Chestii de genul ăsta. Puteți să faceți un text de genul ăsta. Aici îi puneți o descriere a produsului. Și aici, ideea e așa, la invitațiile de a intra pe site trebuie să fie ceva de genul. Poate să fie niște lucruri cum am pus aici, poate să fie niște îndemnuri de genul livrare gratuită pentru laptopurile Acer, promoții până pe 10 noiembrie. Asta e foarte puternic. Sau poate să fie ceva descriptiv. Laptopurile Asus sunt considerate printre cele mai performante. Nu ezita. Poate să fie foarte uman. Fi la curent cu ultimele tendințe și sigură-te că nu știu, laptopul tău e performant. Nu știu, chestii de genul ăsta. Poate să fie mai uman, mai nu știu ce. Aici descriere textul, da? Pur și simplu copiez, nu mai stau să scriu încă una. Hey, el îmi ia automat brand name-ul, îmi ia automat titlul,
Îmi iau automat textul acesta scurt, îmi pune automat un text de aici. Aici ce vă recomand este să faceți un număr. Eu am pus aici 6 și de aici se tot repetă. Deci astea 6 se tot repetă până la sfârșit. Asta vă recomand și vouă. Luați, scrieți câteva descrieri și apoi pur și simplu uitați dacă în Excel se întâmplă chestia asta. Dacă scriu 1, 2, 3, 4, nu, hai să scriu un text. Ana are mere la școală merge. Să zicem că aș avea aceste texte. În Excel, dacă selectezi această casetă și te duci cu ele până jos, el îți completează automat cu texte de mai sus. Da? Deci îți faci o serie. E, asta vă recomand să faceți și voi. Faceți câteva și le dublați. La sfârșit, aici să aveți niște variații, să nu fie același text, pentru că nu e foarte ok să se repete metoda de scriere, dar nu variați extrem de mult, nu vă trebuie 100 de texte de genul ăsta. Ei, la sfârșitul zilei, nu trebuie să pun punct. Da, asta o să vă lămuriți. Unde am scris? Aici nu trebuie să pun punct, cred. Da. Eu am făcut asta să fie cât mai... Deci să muncești cât mai puțin. Acum apare o prostie, de ce să nu pui punct? E, când ai descris sute de descrieri, te ajută să fie textul cât mai mic. Și odată ce ai stabilit titlul, că oricum îl faci pentru meta title, odată ce ai stabilit brand name-ul, pui numai o dată. Odată ce ai stabilit niște texte de încheiere. Da? Odată ce ai făcut chestia asta, uite, am aici pentru varianta în engleză. Odată ce ai făcut lucrurile astea, meta-descrierea, tot ce mai ai de făcut este să scrii textul ăsta, care nu e atât de mare, adică nu sunt 155 de caractere, nu e ca și cum scrii de la capăt, e aproape jumate de meta-descriere făcută. După aia el îți numără, te încadrezi în dimensiunile corecte, dacă mă apuc și scriu aici din ce în ce mai mult, 155, hai să le testăm, prea lung, da? 161. Dacă cumva tai și l-am așa, îmi zice că e prea scurt. Deci el îți zice în principiu ca între 110 și 155. Tu poți să ai și una care e puțin mai scurtă sau una puțin mai lungă, dar în general încearcă să te încadrezi. El îți zice aici dacă te încadrezi. Îți face calculator automat. După aia iarăși, la sfârșit, dai copy, deschizi un notepad și el îți dă textul de trimis cuiva prin e-mail. Uite, pentru URL-ul ăsta, asta e meta-descrierea. Pentru URL-ul ăsta, asta e meta-descrierea. Și el îți face automat tot codul. Deci nu trebuie să stai să uite, nu știu ce. Îi dai un document. Ăsta, dacă vrei, poți să-l faci în Excel. Deci dacă nu-ți place cum l-am formatat eu aici, faci așa. Uitați cum scriu. Mă duc aici după două puncte, apăs Tab. Shift stânga să-l selectez și Cut. Acum dau Search and Replace două puncte spațiu cu Tab. Și ăsta îl pun într-un Excel nou. Și mi-a făcut un Excel. Pe rândul ăsta e URL-ul. Pe rândul ăsta e meta descriere. Bineînțeles, poți face de aici, te joci oricât. Dacă vrei, dacă nu-ți place cum arată aici, vrei doar meta-descrierea, poți să tai acest text. Da. Și cam așa. Nu mi-a luat bine. Hai să vedem de ce nu mi-a luat bine. Deci aici arată meta-descrierea în regulă, cumva în Excel nu luase până la sfârșit. Mă rog, trebuie văzut, dar în principiu când îi dai cuiva se vede bine. Ok. Meta-descriere, ce mai avem? Aici te ajută dacă îți dai niște formule în română și niște formule în engleză. Aici tutoriale pentru title și meta-description, HN, în principiu e titlul paginii. Și cam asta e. Deci, ce aveți de făcut? Puneți URL aici. Vă ajută dacă vreți să trimiteți mai departe și să aveți o coerență. Aici puneți un titlu cât mai scurt. Stabiliți odată un sufix sau un prefix. Vă recomand sufix, vă recomand cât mai scurt. Aici vă zice dacă lungimea e potrivită. Puneți titlu. Mai departe. Vă alegeți un brand name. Aici se preia de la meta title. Dacă vreți, puteți prelua title-ul de la HN dacă vi se pare că e prea scurt. Puneți o scurtă descriere și niște formule de încheiere. Stabiliți. Și pe baza asta vă face meta-descriere. Teoretic, ăsta vă ajută când scalați. Adică aici, dacă ai de făcut două chestii, astea nu te ajută. Dacă ai de făcut 100, ar trebui să te ajute documentul meu. Cam asta. Succes!